pacea și liniștea ce îmbracă deseori simezele galeriilor cromatic, la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, avea să-și facă loc cu formele, cu mesajele, culorile, cu muzica propriei creații plastice, craioveanul Daniel Guță, artist plastic la biroul Imagine al Filarmonicii Oltenia Craiova. Cu vorba blândă ne însoțește într-o călătorie prin universul artei sale, cea care este mânghiere și sublim, uimire și încântare. Daniel Guță este în primul rând craiovean, este o persoană care își iubește mult orașul și nu s-ar muta niciunde în altă parte, din cauza că sunt fermecat dintotdeauna de... Probabil că și din cauza faptului că m-am născut aici, am amintirile aici, am prietenii aici și pentru ei și pentru ei și pentru mine continui să pictez, să le aduc în față fragmente ale puterii mele de înțelegere în ceea ce privesc aspectele vieții cotidiene și nu numai, și vieții celeilalte, trecerea de la una la alta, cum am încercat în mai multe lucrări, ca aceea din spatele dumneavoastră, Clepsidra. Sunt o persoană care s-a născut cu vopselele în mână, tatăl meu fiind tot pictor, însă dânsul a venit dintr-o zonă săracă unde nu a avut decât talentul de partea dânsului. A venit dintr-o regiune săracă a Mehedințului, a prins o parte din cel de-al doilea război mondial, pe urmă s-a angajat într-un atelier unde era profesionistul, șeful de atelier, cum se zice, un italian, ca toți meșterii din timpul acela, dacă dumneavoastră bineînțeles cunoașteți. Și nu a putut să depășească, deși a încercat în ceva compoziții, stadiul de pictor copist. Eu am avut profesori foarte buni în liceu de artă din Craiova, printre care cei mai importanți privind specialitatea sunt Cicios Costa, pictor, profesor de pictură, Suzana Fântânariu, profesoara mea de grafică, și Ilie Berindei, care a fost un deosebit profesor de sculptură și organizator, a organizat pentru prima oară în mod deosebit atelierul de sculptură, de modelaj, în perspectiva creierii unor artiști. Le-a pus la dispoziție chiar și model pentru plătit. Era atunci ceva, un lucru deosebit la vremea aceea. Lucru care se întâmpla numai la universități, da, universitățile din București, din Timișoara și na, cei care continuau studiile superioare. Am remarcat raportarea aceasta permanentă la profesori foarte buni, la profesori care te motivau să faci loc arte în viața ta. A fost un program foarte încărcat. Practic noi aveam ore de dimineață, cultură generală până la ora 14 și de la 16 la 20 aveam aproape zilnic ore de specialitate. Deci 4 ore de desen, 4 ore de pictură, 4 ore de sculptură, 4 ore de... Deci în fiecare, deci ajungeam acasă seara și când era iarnă, noaptea. Și a fost un program încărcat, dar având profesori buni și... Majoritatea dintre noi ne-am ocupat și ne-a plăcut, că de-aia am fost la liceul respectiv, am acumulat niște cunoștințe pe care unii le-au continuat și după liceu, au continuat studiile superioare, alții ca mine și-au întemeiat niște familii care până la urmă s-au destrămat, iară sau nu știu ce, au intervenit probleme de familie cu părinții,
Cum a fost în cazul meu, mama a avut o ambiție foarte deosebită să-și revină pe meleagurile natale, să-și construiască o casă acolo unde s-a născut. Și bineînțeles că și m-am implicat și am pierdut foarte mult timp din viață contribuind la realizarea visului dânsei. Dânsa care ați cam renunțat la visul dumneavoastră. Exact, exact. După anii de liceu, chiar vă dorați. Da, am... Pe timpul acela erau, facultatea era cu locuri foarte puține, fiecare. Deci în câteva zecimi au fost doi în fața mea, prima dată când am dat la București examen. Și pe urmă, căsătorindu-mă, am renunțat la ideea de facultate. A trebuit să visez la alte chestii, să obțin o casă unde să stăm împreună. Știți, când tinerețea e deosebită, e dragostea aceea care te cuprinde, da, îți ocupă tot timpul, ai visul să stai împreună, să-ți întemeiești familia ta și pe urmă, dacă nu merge, se destramă. Asta înseamnă că nu am fost suficient de pregătit la vremea respectivă, nu au fost motive deosebite. Da. Despre melancolie. Da, toate lucrările mele au încearcă să transmită un mesaj și eu sper să reușească, să fi reușit să-l surprind prin culorile și implicarea mea în fiecare tablou. Am văzut un lucru extraordinar de interesant în CV-ul dumneavoastră. Ce anume? Cred că la începutul anilor 90 vă aduceați cumva un aport, o implicare chiar, în construirea Casei Poporului. Da, e o perioadă când am vrut să fac altceva. Deci am fost foarte apreciat la locul meu de muncă acolo unde am lucrat în perioada respectivă. Am obținut apartament pentru familie, am relașat. Pe urmă, după ce s-a destrămat familia, eram considerat un om de bază, deja investiseră în mine cu chestia cu apartamentul, cu nu știu ce, și au fost practic obligați să-mi dea drumul. Atunci era cartea de muncă cu categorii, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, aveam la vremea respectivă 3:2, era maxim 5 și pe urmă era specială. Și au fost obligați să-mi dea drumul la... Eu dorind să plec să lucrez cu totul altceva și am lucrat cioplitorie. Practic am plecat ca și necalificat pentru că nu mai lucrasem cioplitorie. Una e să lucrez modelaj și în piatră când și când câteva lucrări și una e să lucrez în marmură și piatră de podeni. Bineînțeles că erau chestii ornamentale, erau chestii ușoare pentru noi care aveam ochiul deja foarte format. Nu aveam viteză, nu aveam scule, cum aveau cei care veneau de la ateliere specializate, meșteri, cum se zice, pietrari. În schimb, aveam ochi și făceam lucrări de complexitate care erau foarte bine plătite. Deci, chestii cu ornament. Ce s-a întâmplat să vină la mine să mă întrebe, era o spirală simplă cu niște lalele și un pietrar care avea atelier personal, nu înțelegea, pentru că el nu făcuse decât trandafirea sau... Toate erau în cote, trebuiau asamblate pe urmă ca să formeze ornamentele la Casa Poporului și s-au lucrat pentru aceasta în mai multe orașe. Și eram plătiți la bucată, fiecare în funcție de complexitate și obțineam niște venituri foarte bune. Ați fost și grafician la Radev, o altă experiență total diferită. Da, eu tot timpul am pictat de când, deci nu am întrerupt. Însă am lucrat pentru prieteni, am lucrat pentru cunoștințele acestora, ca de fapt cum se întâmplă și acum. Deci majoritatea lucrărilor care mi s-au achiziționat au fost prin intermediul prietenilor și cunoștințelor lor. Deci și înainte, numai că nu am participat la expoziții, prima mea invitație a fost în 2014, de că mi-a făcut-o Cristi Volcinski, unde am participat cu el la Galeria Arta cu niște lucrări mai cumințele,
pentru că am vrut, mi-a fost frică să nu-i sperie. Am zis, lasă, mai așa, mai nu știu cum, mai în pete, cum e la modă, cum e nu știu. Și pe urmă m-am gândit, mama era bolnavă în pat și eu pregăteam și se uita, a, păi mai lucrez, nu știu ce, pregăteam expoziția personală. În mod special să-i fac o bucurie. Și am, sper că a fost fericită. A fost fericită. Am continuat să lucrez după această expoziție unde am primit niște aprecieri, deși m-am exprimat într-un mod mai puțin cu mințel în multe lucrări, unele abstracte, altele puțin mai aparte față de celelalte lucrări, cum se obișnuiesc realiste și cu minți. Și mi-a plăcut, m-am gândit și am zis, măi, trebuie să continui. Dacă totuși le plac și lor ceea ce place mie celorlalți, hai să continui, să lucrez în continuare. Și am primit un impuls. Am participat pe urmă la... am răspuns la altă invitație, tot la Galeria Arta, la Adriana Marcea, unde a fost tot o expoziție colectivă. Și la multe altele expoziții cu Seniore Art. Cenaclul Seniore Art, care mi-a făcut o invitație să vin în rândurile dânșilor și m-a motivat să particip cu lucrări noi la fiecare expoziție de grup. Acest grup are expoziții în fiecare anotimp. Deci, și uite așa, ați reușit cumva să colindați și prin galerii. Da. Să aveți permanent deschidere. Imaginez că totuși prezența în Galeria Arta a fost un imbold foarte puternic. Știu că majoritatea își dorește în artele plastice să expună în galeriile UAP-urilor. Da, îți dorește o... De fapt, îmi doresc să le aranjez undeva unde să închem prietenii, să le vizualizeze, să... cum s-a întâmplat aici. Deci nu este nicio deosebire față de Galeria Arta, pentru că am fost înconjurat de foarte, foarte mulți prieteni, lucrările le-au plăcut și... Asta poate doar din perspectiva faptului că cel care își spune mereu artist plastic amator, consideră că i s-a creat cumva culoar spre șansa de a fi văzut și în rândul profesioniștilor. Nu știu dacă e un avantaj să fii profesionist. Nu știu dacă este un avantaj. Important e ce lucrezi și dacă reușesc lucrările tale să transmită ceva. Îmi spuneați înainte din interviu că v-ați născut în A, nu. Tot timpul mai de învățat, cine crede că le știe pe toate și e desăvârșit, greșește amarnic. Fiecare pânză pe care o încep are probleme noi, trebuie să stai, să decizi, ești un mic Dumnezeu acolo în dimensiunea pânzei tale pe care trebuie să o rezolvi și să reușesc să faci să degaje sentimentul pentru care tu te implici în actul artistic respectiv. Asta nu m-a pasionat niciodată și nu m-a încântat să mă numească cineva artist. Nici nu o să fiu artist de săvârșit niciodată. Dar faptul că lucrările mele plac și spun ceva, pe mine mă mulțumește. De data aceasta am avut un grup foarte mare de susținători, deși a fost o oră nu tot mai ușoară pentru ei. Sunt mulți care nu au reușit să vină, dar eu m-am simțit fericit și cei care nu au fost și care sunt și pe alte meleaguri, adică în alte țări, prieteni care ar fi vrut să vină, le-am trimis pe internet, au lucrările mele. M-au sprijinit întotdeauna prin aprecierile lor, m-au încurajat și profesoarea mele de la Sibei, doamna
Bădilă, Daniela, vreau să-i mulțumesc pe această cale că m-a sprijinit și m-a încurajat. M-a considerat deosebit de talentat și a spus că intenționează să facă împreună cu mine o expoziție. Ceea ce mi se pare extraordinar de încântător, dacă înseamnă că într-adevăr mă apreciază și ce mi-aș dori altceva. Mai am câțiva prieteni care mi-au achiziționat lucrări pentru ei și pentru alte cunoștințe. Lucrări care sunt acum în Franța, am în Istanbul, o prietenă foarte bună, o fostă colegă, Maria Vermes, care m-a sprijinit. Am un prieten în Belgia, Bănică Liviu, care m-a sprijinit și intenționează chiar în toamna aceasta să o parte din lucrări să le mutăm la Brașov, tot pentru o expoziție unde la firma unde lucrează, el împlinește 20 de ani de când activează. Și e un eveniment pentru el și vrea să-l marcheze prin ritm mai deosebit. Prin culoarea expoziției de da. Pictură semnată Daniel Da, poate duc și un coleg de-al meu muzician ca să formăm atmosferă. Până rămâne să hotărască. Bucuria da. Intrării în armonie cu publicul. Mă simt mândru și mulțumit că pot să ofer craiovenilor, prietenilor mei, în primul rând și pe urmă celorlalți care se simt încă un moment frumos, o expoziție la care am muncit destul de mult și încă nu mi-a trecut oboseala pentru că a fost un efort deosebit pentru mine. Și v-am spus asta, pleacă de la faptul că îmi iubesc acest oraș și vreau să-i ofer cu umilele mele puteri mici cadouri. Cumva sunteți parte dintr-un context iarăși frumos al Craiovei. Faceți parte din echipa Filarmonice Oltenia Craiova. Da. Nu sunteți muzician, dar trăiți printre ei. Veniți în completare cu forma și culoarea, în completarea muzicilor. Trebuie să fie tare frumos să faci parte dintr-o... E minunat. E minunat. Este un domeniu... Nu cred că mi-aș fi dorit să lucrez în altă parte și cu foarte mulți din orchestră am fost chiar în clase paralele, am fost colegi la că era liceu de muzică și arte plastice. La început au fost unii mai distanți, știți cum sunt artiștii, unii mai... Cu timpul au început să mă cunoască mai bine, să mă accepte și să aprecieze și calitățile mele. Și în momentul actual, eu cred că sunt considerat un coleg foarte bun și cred că mă apreciază în aceeași măsură cum îi apreciez și eu. Mă simt afectiv foarte aproape de ei și sunt mândru și fericit că lucrez în filarmonic. Am căutat în multe din compozițiile mele să introduc subiecte și în care redau frumusețea și actului artistic sonor. Ele sunt minunate, luate separat, și arta vizuală și arta muzicală a muzicii, dar atunci când se întâlnesc e ceva fantastic, îți parcă spune cu totul altceva, poate e ceva mai mult. Sunt acești 14 ani, dar la asta ar trebui să punem și alți ani, pentru că eu din clasa a patra am fost la liceu de muzică și arte plastice. Domnul director Stănescu, care în curând o să ne ofere plăcerea să unele din compozițiile sale să se cânte în sala filarmonicii, director acolo la liceu de muzică și arte plastice, practic ne-a obligat să participăm și noi să cumpărăm niște abonamente și de mână să mergem la concerte. Cu timpul, mulți dintre noi au început să aibă o afinitate deosebită față de muzica clasică. În plus, eu am copilărit și am locuit în aceeași clădire cu Ervin, un pianist de excepție și care era mai mare decât mine. Atunci când ne jucam pe holurile clădirii, se auzea muzica și noi
cu minți, ne linișteam și de multe ori ascultam muzica lui. Deci... Cumva muzica a făcut mereu parte. Da, a fost prezentă, a fost prezentă. Și tatăl meu, deși pictor, i-a plăcut muzica și chestiile care imprimau un, o notă românească, mă refer că îi plăceau compozițiile românești, aprecia foarte mult pe George Enescu. Mi-a spus că știa că o să se ducă, a avut ceva, un cancer și nu s-a mai putut face nimic și a spus că dorește să se cânte la el la mormântare balada lui Ciprian și așa s-a întâmplat. La mama nu am avut posibilitatea aceasta pentru că mama și-a dorit să fie mormântată la țară și acolo nu sunt decât gorniște, nu a fost. În schimb, la un an, când am comemorat, am adus pe cineva și... Deci, până la urmă, copilul crește cumva și după chipul și asemănarea contextului în care părinții îl educă. Sunteți atât de frumos când vi se umplu ochii de lacrimi cu gândul la părinți. Rar se mai întâmplă astăzi să găsești apropierea asta atât de profundă sau mai detașat oamenii. Nu știu, fiecare e cum l-a lăsat Dumnezeu. Probabil. Eu mi-am iubit părinții și mama și toți prietenii iubesc. Sunt foarte generos în prieteniile mele. Dar și eu cer același lucru. Nu mă supăr dacă cineva nu mă place sau nu mă iubește. Pur și simplu mă detașez și îmi continui viața așa cum cred eu de cuvință. Și chiar de foarte mult timp nici nu mă afectează. Nu e obligatoriu să te iubească toată lumea, să te placă. Categoric. Și ăsta e primul semn sănătos de înțelepțire, nu? Probabil, da. Cine simte o afinitate pentru tine, pentru mine, e binevenit. Cine nu, e respectat și na, păstrăm distanța respectivă și nu e nicio supărare. Viața merge înainte. Avem un obicei, noi cei care privim în general o creație plastică. Acela de a ne tot întreba oare ce-o fi vrut să spună artistul. Nu ne mulțumim doar cu emoția, cu sentimentele pe care, cu frământările pe care le naște în relație cu noi. Dar vrea noi, curioși fiind, să știm ce a vrut artistul să spună. Se poate răspunde la o astfel de curiozitate? Da, bineînțeles că se poate răspunde, dar întotdeauna este bine să-i lași libertatea să gândească singur. Pentru că lucrările, eu am încercat să le fac foarte sugestive ca să exprime, să-i ducă acolo unde m-a dus și pe mine chestia interioară care m-a împins să realizez lucrarea respectivă. Și poate privitorul va avea și emoții noi. Va avea emoții noi neașteptate de multe ori. Eu am întrebat pe colegii și prietenii mei și deseori mi-au spus cu totul altceva despre lucrare. Chiar doamna Magda, doamna critic care a comentat împreună cu mine, ați văzut că a avut alte păreri despre tablouri, au sugerat alte sentimente, alte... Și vă mai regăsiți. Au postat-o pe alte porțiuni de sensibilitate, știi? Au spus altceva. Ca și lucrarea aceea. Vă aduceți aminte, vă reamintiți că dânsei ea ar fi denumit-o cele patru anotimpuri. Pe când eu m-am intitulând-o cu legătoarele de spice, m-am gândit și la multe alte chestii în afară de culesul spicelor. Și vă mai regăsiți ulterior în toate aceste dimensiuni care apar în jurul lucrărilor dumneavoastră? Da, bineînțeles. Mă regăsesc și majoritatea lucrărilor mele, cele pe care le finalizez, îmi plac și pe urmă. Sunt multe care le încerc să fac compoziții și renunț. Au fost multe la care am renunțat. Nu am reușit să imprim
ceea ce mi-am dorit în schița respectivă, în compoziția respectivă și am renunțat. Poate sunt o parte dintre ele, o să le reiau sub, îmi vin alte idei, alte forme, alte... și le finalizez altă dată. Dar ceea ce am finalizat... Vă despărțiți ușor de lucrări? Nu de toate. Nu de toate. Sunt unele lucrări la care țin în mod deosebit și nu le-aș mai putea repicta, pentru că sunt, deși sunt gândite destul de mult, sunt realizate foarte rapid. Culorile sunt, se usucă foarte repede, sunt continuate la mâna a doua cu niște efecte în ulei, și dar ele sunt realizate în acril. Și ceea ce nu-ți permite să te gândești foarte mult. Din cauza asta, o copie este imposibil, o copie fidelă. Marea mulțumire a mea este că multe din lucrările la care țin în mod deosebit nu au fost... nu, și mi-au rămas în casă. Da. Mi-au rămas. Nu mi-au fost solicitate. Dar dacă mi-au fost solicitate, am fotografii, am... și... asta e. Deci, m-aș despărți de ele, dar cu o strângere de inimă, bineînțeles. Au fost lucrări care mi-au plăcut și îmi pare rău, mie e sufletul la ele, dar îmi vin mereu alte idei și sunt convins că o să realizez și alte lucrări. Sper să reușesc tot să vorbească ca și acestea, adică să spună ceva, să... să nu stai să te uiți la el și să spună: a, e frumos cum te-ai uitat la nu știu ce, și nu e numai frumos. Spune ceva, are o poveste, are o... îți... un sentiment, îți simți ceva în mod deosebit. Mie, eu simt și din cauza asta am păstrat compozițiile astea și în privirea celor care au venit la vernisaj am văzut că și lor le imprimă un sentiment și la o apropiere. Zile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Ce binecuvântare să ai har și dar pentru pictură, să-ți îmbraci viața în tonurile, mesajele și muzica artei plastice. E recunoscător pentru toate acestea și chiar greu de i-ar fi uneori, tot n-ar pune definitiv deoparte pânza, pensulele și culorile. Sunt omul care nu prea renunț la ceea ce am. Când eram tânăr, n-am știut să păstrez. Dar acum nu renunț, deși... poate cred că mi-ar fi, aș avea mai mult timp liber dacă nu aș avea, pentru că acolo unde lucrezi trebuie să ai contribuția ta, se duce o parte din timp, o parte din viața ta. Am avut acțiuni unde am fost prins în Europa Season 28 de săptămâni și chiar dacă nu faci, nu dai cu toporul, cum se zice, e foarte mult timp în care trebuie să fii prezent acolo și trebuia în fiecare zi. De multe ori plecam la 3 și la ora la 15 și la 18 era înapoi practic, mâncam și un pic și soția mă duce și pleca înapoi. Deci au fost niște eforturi deosebite și în general Filarmonica are activități și activități deosebit de frumoase, cum se zice, nu e cuvântul potrivit frumos. Deosebit de calitativ, deosebit de bune calitativ și se consumă niște acte artistice
desăvârșite și avem dese momente din astea deosebite. Și înțeleg că implicarea acolo merge mai departe decât munca efectivă la creionarea unui afiș sau merge mult mai departe. Te faci de folos acolo unde este nevoie de tine. Regula la filarmonică este să faci tot ceea ce este necesar pentru buna desfășurare a evenimentului, actului artistic pe care îl realizează colegii mei de la departamentul de muzică din orchestră, de fapt, sau cor și cor. Dar această... Noi trebuie să-i sprijinim absolut cu toate mijloacele noastre, cu reclamă, cu afișaj, cu comportamentul nostru vis-a-vis de cei care vin melomani în sala filarmonicii, cu tot ce e posibil. Și cu tot ce dorește. Da. Și bineînțeles, da, bineînțeles să răspundem la toate ideile managerului care dânsul dă și imprimă linia pe care trebuie să o parcurgem. Da. Avem persoane deosebite în filarmonică, persoane foarte pregătite. Avem și oameni mai noi cu idei noi. Bine, asta e. Da, da. Avem și și noi bucurie să-l fi cunoscut chiar pe unul din membrii corului, fost da. Membru al corului academic al Filarmonicii Oltenia, care face și a făcut parte din multă vreme din acest context de viață tradițională pe care îl promovează Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, unde sunt și galeriile cromatic, da. Domnul Nicolae Dumitru. Da. Și atunci când ascultă muzică populară, încercând să identifice firescul și autenticitatea, se raportează deseori la momentele trăite alături de corul Filarmonicii Oltenia. Bineînțeles că e o perioadă mare din viața dânsului pe care și-a consumat-o acolo și în mod plăcut a participat la crearea unor acte artistice care se află multe în arhiva noastră muzicală. Avem arhivă audio-video și s-au strâns peste 1000 de filmări. Ținem foarte mult să completăm cu tot ce se, toate evenimentele care se consumă în filarmonică și în legătură cu aceasta. Și ăsta e un lucru deosebit. Îmi dau seama că, de fapt, până la urmă, multă muncă, frumoasă muncă, dar este și munca ce vă ajută să rezistați ca artist plastic. Da. Pentru că știm foarte bine că investiția în materiale nu este una mică. Și știm foarte bine ce înseamnă culorile de bună calitate, pânzele, da. Ramele. Dincolo de toată poezie și dincolo de metaforă, există acest context extrem de palpabil și de real. Da, este adevărat. Din cauza aceasta am și dedicat această expoziție. Prima am dedicat-o profesorul meu de pictură, domnul Cicios Costas, și aceasta am dedicat-o persoanelor care au avut foarte mare încredere și într-un fel sau altul mi-au dat curaj sau m-au ajutat material prin achiziționarea unor tablouri pentru ei sau cunoștințele lor. Știe că învață cât trăiește, se înconjoară de oameni care îi sunt sursă de inspirație și cunoaștere. Acum, la maturitate, a ales să încerce și studenția, tot în ideea că va mai face un pas înainte. Aveați nevoie sufletește să vă împliniți și studiile universitare? Sau era ceva ce lămăsese neterminat din anii tinereții? Ce te mai motivează la un moment dat? Aș zice că mi-o umple viața. Deci după ce s-au consumat alte momente fericite sau mai puțin fericite din viața mea, a rămas un gol pe care trebuia să-l umplu cu ceva. Numai și am considerat că e bine și frumos și mă ajută în actul artistic. Învăț chestii noi și am învățat multe lucruri noi și sunt convins că o să mai învăț în următorii 2 ani. Restanțe aveți? Că ce studenție e aceea fără restanțe? Am avut o singură restanță la limba engleză.
Am avut, pentru că eu am făcut franceză și rusă și acolo am fost îndrumat să nu rup clasa în două, cum au zis unii, nu știu ce, și eu m-am gândit că și îmi trebuie. Și am făcut efortul deosebit, nu prea se lipește mare lucru de mine, dar ceva s-a prins. Și sper să continui să ajung până la urmă să dialoghez la modul simplu, nu fără greșeli gramaticale sau nu știu. Da, deci să reușesc să... Se poate, nimic nu e imposibil atunci. Se poate, da. Sunt convins că o să reușesc până la final. Nu, chiar aveți de când terminați facultatea și după aia v-ați mai făcut iarăși planuri care au legătură cu arta? Cu învățarea. Cu învățarea? Nu știu dacă o să continui să învăț așa la nesfârșit. Sunt convins că o să lucrez, să pictez până la cât o să pot. Pentru că îmi face plăcere să pictez și... Și am și lângă cine, am colegi care sunt preocupați tot de... Fiecare își aduce aportul în felul său, atâta cât poate, și încercăm să ne ajutăm unul pe altul și prin sfaturi sau încurajări sau idei să le dăm și lor curaj să meargă mai departe spre chestii noi, spre desăvârșirea fiecăruia de la stadiul la care e, pentru că nimeni nu e și nu o să fie perfect. Vi se întâmplă să fiți comparat cu vreunul din mari artiști plastici din universul? Că de multe ori se spune că regăsești din ei, că este foarte greu să te construiești ca identitate în arta plastică. Da, se zice că este foarte greu. La mine a venit de la sine. Nu știu cum s-a întâmplat. Am avut curajul să mă exprim și nu toți au curajul să se exprime prin figuri umane. Majoritatea preferă peisaje, naturi statice, ceea ce sunt niște chestii foarte frumoase și deosebite, dar pe mine nu știu ce m-au atras compozițiile umane. Deși abstracte, toți te-am plac, nu știu, poate și faptul că tata n-a putut să depășească stadiul de pictor copist. Nu mă atrage foarte mult să lucrez la modul realist. Deci ați văzut pe hol, am expus câteva lucrări, una e din 1995, din 2000 și nu știu cât, pentru că toți au zis, da, dar tu n-ai lucrat și am luat atâtea câte am prins, aș putea să aduc mult mai multe, dar nici nu aveau loc aici, ca să se vadă că nu am stat degeaba în acești ani. Și atunci am pictat cu metrabloul acela cu trandafir după hol, acela este lucrat în pete, cum multora le plac acum să aibă în spațiile de locuit. Dar nu mă mai atrag în mod deosebit, deși îmi plac și acum, dar simt nevoia să lucrez altceva, altfel. Lucrez în primul rând pentru mine și, sincer, nu am crezut că își dorește cineva să aibă pe perete o lucrare. Dar am crezut că decât mie îmi place, pe mine îmi mulțumește. În momentul în care au solicitat și au să achiziționeze, dar am rămas prima dată așa puțin... Și am observat că sunt destui care apreciază stilul ăsta al meu, care se pare că e personal. Nu m-am uitat foarte mult pe internet, dar cât m-am uitat n-am văzut ceva asemănător. Adică se poate ușor recunoaște chiar dacă nu-i vezi semnătura. Mă refer la cei care au văzut odată expoziția și tablourile mele. Ceea ce mă fericește într-un fel. Că alții ajung la un stil, acum nu știu dacă o să-l păstrez peste tot timpul sau o să-l schimb. Dar în niciun caz nu o să mă cramponez. Dacă o să simt altceva, o să-l schimb. Spuneați că intrând aici în galeriile Cromatic, o sală care și mie mi-este foarte dragă, v-ați bucurat cumva pentru lucrări. Că poți să te așezi în mijlocul sălii și să-ți învârți privirea spre fiecare în parte. Ați vorbit atât de frumos de galeriile cromatice, încât cred că
ce nu prea era loc în, pentru expunere aici, dar cred că va fi, veți fi vocea aceea care va convinge pe foarte mulți cei care poate n-au trecut încă pragul acestor galerii. Da, e o sală deosebit de frumoasă, inclusiv holul pe care vii, intri cu statuia aceea. Doamna directoare a spus că e și opera dânsei, că n-a intervenit la chiar așa, n-am vizitat-o decât acum câteva luni. Vorbiți cu bucurie și cu deschidere despre artă plastică, despre a picta, despre a face ce îți place, despre a nu renunța până la urmă, la momente, la clipe, la lucruri care te fac să te simți tu, să te simți bine. Cred că sunteți destul de convingător pentru cei mai tineri care se caută cumva în lumea artelor încă. Da, ar trebui să fie sprijiniți și tot așa încurajați cum am fost eu. Sunt mulți care au talent și ar putea să realizeze expoziții personale și îi povățuiesc să fie mai puțin de lăsător decât mine și să lucreze mult. Să lucreze mult și să expună, nu să le dea, să le împrăștie, să nu știu ce. Să le strângă sau să-și noteze casele și persoanele unde le-au dat și le ia de acolo și măcar să le expună o dată într-o expoziție. Și cred că sunt foarte mulți din Craiova în stare, sunt persoane talentate, sunt tineri deosebit de talentați. Sunt convins că ar putea să facă lucruri frumoase. Deci până la urmă nu e vorba numai de talent, ci și foarte multă muncă. Da, este foarte multă muncă și e importantă și îndrumarea. Am înțeles că în anul acesta se va înființa și o facultate de artă, deci un învățământ superior care va cuprinde două departamente, sculptură, pictură, din câte am înțeles eu. Am fost un om norocos pentru că am avut și de la cine învăța. Tatăl meu, deși nu a trecut la un nivel de să depășească foarte mult stadiul de pictor copist, a adunat foarte multe studii în niște caiete ale sale pe care le-a scris frumos caligrafic, portret, peisaj, nu știu ce, unde a selectat din toate tratatele lui Leonardo sau din tot ce a citit dânsul și a trecut acolo. Și sunt chestii care le-am parcurs și le-am pus lângă cele pe care le-am învățat de la îndrumătorii mei, de la liceu. Și multe au fost foarte bune. Nu le-am ținut secret, deci cei care m-au întrebat le-am spus, le-am spus și fără să mă întrebe. Unii sunt deranjați, mai ales dacă sunt de o vârstă mai mare decât mine, cu un an, doi, trei, nu prea le convine, nu prea le place. Am simțit chestia și nu știu dacă e bine să... De multe ori sunt chestii simple. Eu mă bucur când cineva îmi spune, pentru că când ești în fața unei lucrări executate de tine, e posibil să scape niște chestii. Dar un ochi odihnit care vine din spate, imediat poate să văd și atunci spun mulțumesc, da, într-adevăr, ai dreptate, că atunci îmi dau și eu seama, știți. Bine, important este să fie și avizat acel ochi. Da, așa este. Dar cu părerea oricum este un sport. Asta mi-aduce aminte de o fază de la Sibiu, când doamna Bădile ne-a adus un arcas să-l studiem din gips, probabil că dumneavoastră știți, un tip torsionat care... Și l-am lucrat cu foarte mare atenție, că uitasem să-mi iau guma și am zis, mă, e jenant să cer la colegi, lasă că lucrez mai cu grijă așa ca să nu greșesc, mai schițez la început mai ușor ca să nu boxez hârtia și să fiu nevoit. Până la urmă tot am greșit. În momentul când a venit doamna profesor și în spatele meu și m-a dat un metru mai în spate, erau mai mulți care lucrau la șevalet, atunci imediat mi-am dat seama, deși calculasem de 8 ori capul, nu știu ce, era puțin cam mare față și ținând cont de chestia respectivă. Și am spus înainte de am spune dânsa, da, îl șterg imediat. Și atunci am cerut o gumă și în 3-4 minute l-am schițat exact cât trebuia.
Dar așa e, ți se obișnuiește ochiul cu lucrarea respectivă și de multe ori se întâmplă să nu-ți dai seama că ai greșit undeva. Până la urmă, da, trebuie să fii deschis și nu învățăm așa tot timpul. Așa se întâmplă. Observăm și învățăm. Da. Deci trebuie să învăț tot timpul. Oricum, dacă nu mă duceam la facultate, nu mai făceam desen academic. Deci e singurul loc unde ni se cere să facem exact așa cum e acolo, să schițăm exact chestia reală. În rest, îmi place să merg pe chestii abstracte, pe exagerări, pe simboluri. Pe emoții. Mă fericesc. Decât să exact câte acolo, atât, să fie... Sunt alții care sunt pasionați pentru așa ceva, dar nu e Daniel Guță, e altcineva. Muzica.